Romanița Iovan, o femeie de succes, o femeie puternică, o mamă puternică. În ultimii 10 ani, viața ta se leagă cu zicala viața bate filmul. Cam așa este. Cred că de când m-am născut funcționează zicala viața bate filmul și cred cu siguranță fiecare dintre noi are o poveste de viață deosebită. Care au fost situațiile grele și cele foarte frumoase din viața ta din ultimii 10 ani? Păi, hai să începem cu cele frumoase. Întotdeauna să fim optimiști. În primul rând, acum 10 ani, Albert avea deja un an și m-am bucurat de el în fiecare clip a vieții mele. Mă bucur în continuare de el și până la urmă cred că este sufletul meu, este motivul meu de a trăi frumos și tânără de acum și pururea până când mi-a dat el target 100 de ani. După care mi-aduc aminte că atunci când avea Albert un an, m-am dus pentru prima oară în acea toamnă la Couture Fashion Week la New York. Deci, practic, pentru prima oară am făcut o prezentare de modă pe un podium new-yorkez. A fost un lucru spectaculos pentru mine. Au fost și părți mai puțin fericite. De exemplu, când? În 2008, când am divorțat de Adrian. Lucrurile n-au fost atât de dure cât s-au văzut în media, în sensul că doi oameni nu se despart pentru că se urăsc, doi oameni se despart pentru că nu mai pot conviețui împreună, dar prietenia noastră a fost în continuare o punte de legătură foarte importantă pentru creșterea lui Albert. Și într-adevăr s-a văzut că Albert este foarte bine, a crescut frumos, a luat de la amândoi ceea ce am avut fiecare de dăruit. Nu m-am simțit o mamă singură. Adică eu întotdeauna am zis că Adrian va fi alături de mine și de Albert în continuare, chiar dacă locuia la altă adresă. Deci nu mi-am pus problema așa. Adrian îl lua pe Albert de câte ori Albert dorea să stea cu el și îl aducea de câte ori dorea Albert să vină înapoi acasă la mine. Deci, practic, l-am înconjurat pe Albert de iubirea celor doi părinți fără să simtă că are doi părinți despărțiți, pentru că ei erau despărțiți doar de adresă. M-am simțit într-adevăr foarte, foarte responsabilă, trist. Când Adrian a murit în 2014, în felul în care a murit, adică din punctul ăsta de vedere, a fost pentru mine s-a sfârșit lumea. Adică a fost, zic eu, cea mai mare cumpănă prin care am trecut până acum. Da. 2014, începutul anului, a fost pentru mine cea mai mare cumpănă de până acum și pentru fiul meu la fel, dar așa cum există vorba asta, cum ceea ce nu te doboară, te face mai puternic, la mine a funcționat. Albert avea 7 ani. Deci eu trebuia să fiu pentru Albert, nu trebuia să fiu și mamă și tată, că nu o să fiu niciodată tată pentru Albert, că tatăl lui există, așa cum există, la distanță, există în continuare. Dar trebuia să fiu mamă mult mai puternică și mult mai aproape pentru fiul meu, pentru că tatălui era prea departe de el. Deci nu a fost simplu. Și încă nu e simplu. Un lucru care mi-a rămas în minte atunci și am meditat la el foarte mult, când în acel eveniment mă uitam la știri și erau reporterii toți pe tine și te-au întrebat dacă i-ai spus băiețelului și ai răspuns foarte sigură, foarte directă, da. Da, păi nu, Albert de mic, deci acum e cu atât mai mult că au trecut niște ani, dar e de mic implicat, deci nu puteam să-l păcălesc, n-aveam cum așa ceva, mai ales că toată informația a fost pe media, pe televizor și informația a fost falsă, trunchiată. Pentru că aici a fost o problemă. Că noi toți ne uitam la știri, că dacă noi știam că la ora 4, când avionul ăla a aterizat forțat, nu e căutat de nimeni,
Păi nu știu, făceam noi, adică prietenii, deci noi ne-am gândit la chestia asta, să facem o gașcă de prieteni, să plecăm din București, să ne ducem în Cluj și din Cluj să o luăm cu piciorul, să căutăm, deci ne-am gândit la chestia asta. Dar nu am stat liniștiți că cineva se va ocupa. Și la un moment dat, Albert, înainte să se culce, a avut și el informația, cum am avut-o și eu, că avionul a fost găsit și că toată lumea este ok și că nimeni nu a pățit nimic decât o zgârietură. Și bineînțeles că Albert s-a dus la culcare și dimineață primul lucru care a fost că vreau să-l sun pe tata. Între timp, până să mă culc și eu, aflasem că tata nu mai există în viață. Toată noaptea m-am gândit ce să-i zic lui Albert. Și i-am zis că n-aveam cum să fac altfel. Cum? Adică vreau să sun pe tata, ce să-i zic? Nu sună telefonul? Sau... Adică n-aveam cum așa ceva. I-am zis realitatea, deci el e de mic, cum să spun eu, implicat în toate. În acest interval de timp, într-adevăr, s-a maturizat extraordinar de mult. S-a maturizat înainte de vreme. Deci Albert știe tot și are 11 ani. Deci asta este, deci consecința a ceea ce s-a întâmplat, în felul în care s-a întâmplat, a rămas marcată pe viață. Noi mergem în Apusenii acum, gândește-te, în fiecare an. Mergem la locul ăla. Cunoaștem acum atât de bine, cunoaștem atât de bine locația, cunoaștem atât de bine oamenii care trăiesc acolo. Cunoaștem atât de bine povestea ce s-a întâmplat. Nu am povestit-o niciodată și nu știu dacă o să o povestesc prea curând. Pentru că știm tot. De la început până la ultimul amănunt. Lucruri foarte, foarte, foarte grave. Dar ne ducem acolo pentru că acolo simțim o energie. Acolo Albert chiar a ajuns acum să se bucure că poate să facă ceva. Deci Albert la 11 ani zice, mama, de-abia aștept să plecăm în Apuseni. El se bucură că poate să facă ceva pentru tatălui. Hai că trebuie să plângi. Da. Nu trebuie să plângem. Că lui Adrian i-ar fi plăcut să râdem. Spun eu sigur că el era foarte zâmbăreț și plin de bancuri. Eu sunt marcată și acum nu mi-am revenit în niciun fel și nu cred că o să-mi revin din punctul ăsta de vedere. Adică sunt marcată pe viață, după părerea mea. Să intru în depresie. Nu. Deci eu nu știu ce înseamnă depresia. Eu n-am voie să intru în nicio depresie niciodată. Reinventat după ce l-am născut pe Albert. Iar după ce Adrian a murit, m-am reinventat încă o dată. Și m-am transformat în așa fel încât obiectivul principal este ca Albert să nu sufere mai mult decât oricum suferă. Este foarte sensibil. Îmi zice în fiecare zi, cred că de cel puțin 10 ori, mama, te iubesc. A fost o perioadă când... Nu 2014, pot să spun 2014, 2015, 2016, adică sunt ani de atunci în care noi am trăit în felul în care am putut și am dus pe umerii noștri o greșeală a unora. Înțelegi? Da, dar s-au întâmplat și lucruri bune. Albert a mers în continuare la școală, are rezultate frumoase, a luat multe premii, a făcut karate, a făcut fencing, adică scrimă, s-a dus în multe tabere, că el de la 3 ani și 10 luni se duce în tabără, deci este pasionat. Și ceea ce mă bucură cel mai tare este că și-a găsit oarecum direcția. Și direcția lui este regie film. Deci Albert vrea să dea la LA University. A încercat vreodată sau ai simțit vreodată că nu e de acord cu deciziile din viața ta personală? Sau n-a intervenit niciodată? A acceptat relația pe care o ai? Da, a acceptat relația pentru că e prieten cu Iulian, deci nu asta e o problemă. În schimb, tot am ceva, dar lucrez la chestia asta și cred că în timp o să rezolvăm problema. E foarte exclusivist. Adică nu putem să plecăm într-o vacanță numai noi doi. Deci el vrea mama tot timpul împreună. Am citit că la un moment dat te căsătorisei? Nu, m-am căsătorit, nu. Nu suntem căsătoriți. Părerea mea e că noi în momentul de față, după 9 ani de relație, suntem
mult mai bine că am avut, cum să zic eu, o discuție serioasă când am pornit la drum, adică mai ales că e mai tânăr cu 12 ani, adică eu sunt foarte responsabilă cu lucrurile astea, nu sunt inconștientă, știi? Și mi s-a părut și mie o chestie ciudată și cam dubioasă, ca să zic așa, știi? Adică greu de dus, ca să zic. Și am zis, ok, intrăm într-o relație, dar ne promitem unul altuia că dacă vreunul dintre noi nu va mai simți pentru celălalt ceea ce simte acum și va vrea o schimbare, să zică, eu nu aș face compromisul, n-am făcut nici când eram mică, dar cum să fac acum? Ne leagă niște sentimente. Dacă ele nu mai există, nu ne mai leagă nimic. Și atunci fiecare merge pe drumul lui. Dacă destinul va fi să ne oprim la un moment dat și fiecare să o ia pe drumul lui, habar n-am. Deci, nici n-aș vrea să știu, să știi. Deci, adică, e bine că viața ne surprinde.